Bietul Tony Greblă. Chiar mi-e milă de domnul judecător de la Curtea Constituțională. De-abia l-au înștiințat procurorii că e implicat într-un dosar acum o săptămână, că acum îi și cer ridicarea imunității și aviz pentru arestare preventivă. Cât sadism, mă! Nici nu l-au lăsat să se bucure ca lumea că e dita mai judecătorul la Curtea Constituțională și că nu-i pot face nimic. Cum? Și-a dat demisia? Aolea. Având în vedere evenimentele din ultima perioadă, am decis că este mai bine, pentru a nu fragiliza și mai mult activitatea ulterioară a Curții Constituționale, să încetez mandatul la instanța constituțională. Ce dacă, bă, oricum n-au ce să-i facă, da? Omul neagă toate acuzațiile, dar cel mai mult îl deranjează aceea că ar fi făcut afaceri cu ouăle de struț, auzi tu? Eu știu să mă abțin de la ceea ce nu numai că este ilegal, ci nu este nici foarte potrivit. Dar și mă apucam acum să vând ouă în piață. Ce să fac? N-am făcut-o niciodată și nu o să o fac. Deci asta îl supără pe domnul Greblă, că e bănuit că ar fi putut vinde ouă în piață. Dar relațiile naș fiind cu un interlop sfidător nu-l rușinează, domne, sunt ok. Dar să spună procurorii că ar vinde ouă de struț în piață? Dar ce e el, mă, familia Năstase? Să facă milioane din vânzarea de ouă? Fugiți, băi, de aici, îi stricați omului imaginea. Oricum, Tony Greblă nici n-are față de vânzător de ouă. Dacă îi pui un clop și un șorț de la murdar, zici că e un vânzător de brânză din Sibiu, original. Ci că s-a și bătut cu Ghiță Ciobanu pentru reclama aia la telefoane, dar a pierdut. La mustață, da.